Și la această ediție Agromalim 2017, NHR Agro Partners a prezentat o gamă largă de mașini agricole de la firma Deutz Fahr, JCB, Pottinger, Hardy, Einbeck și Sfogia. Cap de afiș au fost tractoarele Deutz Fahr în frunte cu seria 7 și puternicul tractor Deutz Fahr 7250 cu transmisie variabilă continuă, urmate de noile tractoare Deutz Fahr seria 6 cu puteri de la 156 la 226 cai putere. Cel mai bun mix de tehnologie din această clasă de putere. A mai fost expusă și combina Deutz Fahr 7206, un model cu motor Mercedes de 300 de cai putere, cu bunker de boabe de 9500 de litri și echipată cu header pentru cereale de 7,2 metri. De la JCB am remarcat noul tractor, tractorul Fast Track 8330 cu 348 cai putere și încărcător cu braț telescopic 531-70, care are o înălțime maximă de ridicare de 7 metri și o capacitate maximă de ridicare de 3100 de kg. Noi avem prezență ca cam de obicei în fiecare an. Cred că nou avem un Fast Track de la JCB și, bineînțeles, toată gama de la Deutz. O selecție bună pentru zona aici. A fost foarte bine până acum. Astăzi sunt mulți familii, dar ieri au fost chiar mulți agricultori, care clienții noștri care sunt în vizită, și care sunt interesate efectiv. Eu am simțit că zona a fost puțin lipsită de apă, este secetă sau a fost și este afectată, da. Dar afacerea pentru noi este foarte bine. Totuși, da, au fost investiții, nu cred că este doar datorită fonduri care au venit un pic mai devreme anul ăsta, au lucrat mai rapid, da? Adică stăm foarte bine, sunt foarte mulțumit cu situația de aici. Ați putea face o comparație cu anul trecut? Dacă vorbim de NHR, este pentru noi, este primul an în care avem doar marca Deutz Fahr și am depășit deja semnificativ anul trecut, adică putem doar să fim mulțumiți, e foarte clar. Nu suntem singuri, adică nu este ceva ieșit din comun, cred că toată competiție a făcut mai bine anul ăsta decât anul trecut. Dar pentru noi este mai important din cauza este primul an cu nouă marcă. Și a fost un pic de teamă cum va fi primul an, ar fi fost de înțeles de la proprietarii noștri, dar noroc, nu ne-a dat în jos, ne-a dat în sus. Da. Suntem foarte mulțumiți și cu noua colaborare. Îmi place cum suntem sprijiniți. Ca asta putem da mai departe. Cum vedeți piața de utilaje pentru anul viitor? Pentru mine e logică că chiar așa, adică unii au lăsat ors pe câmp până în august, astfel să recolteze ceva mai scump înainte. Da? Știți, la noi urmărim fermierul. Dacă fermierul este bine, vindem bine. Dacă nu, avem și noi o problemă. Cine știe cum va fi anul viitor? Noi toți speculăm că va fi mult mai bine și sper din tot suflet și pentru fermier, dar și pentru noi să fie mai bine. Dar nu se știe. O altă deosebire cu fonduri. Este prima dată de când, din 2007, de când sunt fonduri europene, lăsăm într-o parte să part, în care s-a acceptat proiecte în aprilie-mai și în august deja am semnat contracte. Ne-a surprins cu toți. Nu că au zis că nu avem utilaje. Avem utilaje, cu mare plăcere dăm acum decât anul viitor. Dar asta este foarte pozitiv. E bun și pentru noi, din cauza oameni s-au uitat la niște utilaje în primăvară și de multe ori s-a întâmplat anul viitor, cum a fost până acum, că a durat cel puțin un an, nu mai este pe stoc, nu mai e în producție, nu mai este exact același utilaj, iarăși o hârtie 2-3 să schimbăm un pic structura. Pentru noi asta este un mare avantaj.
Să înțeleg că colaborarea sau tot procesul acesta de aprobare și apoi finanțare cu AFIRU a mers bine? Da, a mers bine. Eu nu știu unde e interes, sigur interesul cred, asta e părerea mea, cred că guvernul vrea să spune în octombrie, noiembrie, uite ce am făcut. Și au făcut ceva bun, dacă au făcut, foarte bine, da? Sau poate sunt și alte interese, nu știu, dar nu mă interesează. Efectul este unul bun. Colaborare cu AFIR, vorbesc de colaborare între APIMAR și AFIR, este una bună, de ani de zile. Avem o colaborare care este bazat pe încredere și pe respect. Eu respect oameni de acolo, au făcut o muncă bună.